Vă salut cu drag și mă bucur să vă am alături pentru o nouă ediție a emisiunii Sănătate și Stil. Astăzi reluăm discuția cu Alin Burilanu și revenim cu sfaturi prețioase care ne vor ajuta să avem o postură corectă și o sănătate pe măsură. V-am pregătit și o listă a bunelor obiceiuri pe care le putem îmbrățișa în anotimpul cald, pentru a avea un tem strălucitor și sănătos. Iar în final aflăm cum putem să diminuăm colesterolul din organismul nostru. Am aflat în ediția de săptămâna trecută o mulțime de informații despre afecțiunile coloanei vertebrale și ale aparatului locomotor. Kinetoterapia oferă soluții eficiente pentru tratarea acestora. Pentru ca tratamentul să fie unul eficient, este indicat să facem terapie timp de 12 săptămâni. În cazul afecțiunilor avansate, tratamentul poate dura și 2 sau 3 ani. Cel mai important aspect în recuperare și mai ales în menținerea stării de sănătate îl reprezintă însă activitatea noastră zilnică. Fiziologia musculară la carte scrie că se corectează în 12 săptămâni. Asta înseamnă că un tratament de kinetoterapie pentru o deficiență posturală mai mic de 12 săptămâni nu este un tratament. Sunt foarte des întâlnite rezultatele imediate, în care în primele 10 ședințe umerii sunt la același nivel, capul este mult mai în spate. Numai că menținerea acestor rezultate poate fi, ca să zic așa, bătută în cuie numai după 12 săptămâni. Timp de 12 săptămâni nu faci altceva decât să faci reevaluări, să introduci exerciții noi în programul kinetic și, bineînțeles, să vezi în ce direcție merge postura copilului. Se poate spune că este stabilizată o această atitudine, nu o scolioză gravă, nu vorbim de o scolioză gravă, numai după 12 săptămâni. În cazul în care angulațiile, de exemplu la scolioză, trec de 10 grade, trec de 20 de grade, trec de 30 de grade, sunt cazuri în care apare ramura chirurgicală, în care nu suntem noi în măsură să vorbim, ramura în care sunt introduse în viața copilului corsetele și așa mai departe. Și o kinetoterapie mult mai evoluată. Dar asta se face în funcție de fiecare pacient în parte. Ce spunem noi de 3 luni sunt practic atitudine deficitare la nivelul posturii. Așa un tratament pe scolioză, o scolioză gravă, poate să dureze până la 2-3 ani fără discuție. Este nevoie să fie continuat tratamentul și acasă, adică învățați copilul cum să facă exercițiile și trebuie să le facă și acasă? Categoric da, un copil care nu-și continuă kinetoterapia acasă nu are cum să se trateze. Pe lângă asta, 90% din tratamentul lui este reprezentat de activitatea lui zilnică. Nu ai cum să spui că tratezi un copil dacă el tot cu ghiozdanul într-o parte merge. Nu ai cum să spui că tratezi un copil dacă el tot la fel de greșit stă în bancă, tot nu a apărut sportul în viața lui și toate activitățile lui de la poziția la birou până la poziția în canapea sunt greșite. Nu trebuie să uităm că o poziție anterioară a capului poate să degaje o forță cu 10 kg mai mare decât greutatea capului pe zona cervicală. Dacă capul în mod normal are 5 kg, în momentul în care este anteriorizat are peste 15 kg. Noi putem să tratăm un copil o oră pe zi, două ore pe zi, dacă el stă 20 de ore, după aia doarme și după aia stă pe tabletă sau pe telefon cu capul tot în față, nu ai cum să spui că l-ai tratat. Și aici este deja greșeala lui. Și sunt foarte mulți părinți nemulțumiți și noi, ca terapeuți, destul de nefericiți câteodată când rezultatele întârzie să apară, tocmai din această cauză, că nu se ține cont de ce spunem la nivel de activitate fizică sau activitate zilnică. Iar comparația este exact ca la stomatolog când spune nu mai mânca dulciuri, că ai o carie acolo și el mănâncă dulciuri numai acolo. Sau cum este și cazul fumătorilor și așa mai departe. Prima evaluare a poziției posturale trebuie realizată în jurul vârstei de 4-5 ani. Chiar dacă există indicii care ne semnalează faptul că trebuie să mergem la terapeut, nu trebuie să așteptăm totuși ca acestea să apară. De multe ori, deficiențele posturale nu pot fi observate cu ochiul liber. În mod normal, primele poze se fac la 4 ani. O postură defectuoasă se poate numi postură defectuoasă după 5 ani, în momentul în care el deja a stabilizat foarte puțin aparatul musculoscheletic. Foarte des întâlnim cazuri care vin la 16 ani cu scolioze deja peste 20 de grade, peste 30 de grade. Din punctul meu de vedere și din experiență, poate mai puțin din ce scrie în cărți, aș începe cu o evaluare posturală undeva la 5 ani și de acolo poate că odată la 6 luni sau odată pe an ar trebui să facem o vizită la kinetoterapeut sau la medic de familie să vedem exact cum sunt reperele osoase. Adică distanța dintre umeri, poziția capului în raport cu umărul, umerii cât sunt în față sau cât sunt în spate, genunchii, de ce nu, un X sau depărtați,
Sunt lucruri foarte simple pe care le poate vedea orice părinte sau le poate vedea chiar și copilul când stă în oglindă. Presiunea exercitată pe coloana vertebrală este direct influențată de poziția posturală sau de activitățile zilnice. În cazul unei persoane normoponderale, o poziție corectă în bancă sau la birou determină o greutate de circa 150 de kg pe coloană. Atunci când poziția nu este una corectă, coloana noastră trebuie să suporte o forță intradiscală de 200 de kg. După cum spuneam mai devreme, presiunea pe articulații la nivelul coloanei vertebrale este extrem de importantă. De ce? Aici avem un grafic eliberat de Organizația Mondială a Sănătății, un grafic arată exact forța care se propagă la nivelul coloanei vertebrale în timpul activităților zilnice. Acest grafic este făcut pe un subiect normoponderal, adică între 50 și 70 de kilograme. Asta înseamnă că forța pe care se propagă atunci când stăm cu fața în sus este 25 de kilograme intraarticular. Deja când stăm aplicați în față avem 100 de kilograme. Dacă ne gândim la o poziție anterioară, cum se regăsesc foarte mulți dintre persoanele care se uită la televizor, avem deja 150 de kilograme. Gândiți-vă că în poziția asta călcați rufe, în poziția asta spălați vase sau în poziția asta copilul de foarte multe ori stă când este obosit sau când merge la școală sau când se întoarce de la școală. Când ridicăm o greutate de 3-4 kg din poziția asta, avem deja 225 de grame pe coloană. Stau corect în bancă sau la birou, am 150 de kg. Stau incorrect în bancă sau la birou, am 200 de kg forță intradiscală. Dacă ridic o greutate de 4 kg din poziția asta, este o forță de 275 de kg. Prin urmare, dacă copilul sau adultul continuă într-o manieră ca asta să ridice un obiect, sau într-o manieră ca asta să ridice un obiect, sau într-o manieră ca asta să stea la birou, din păcate, tratamentul de kinetoterapie nu face nimic altceva decât să-l întărească puțin, în niciun caz să-l trateze. Ca să-l tratăm, trebuie practic să ținem cont de activitatea noastră zilnică. Iar dacă ne-am gândit la activitatea noastră zilnică, este de fapt undeva la 90% din tratamentul nostru. Kinetoterapia și celelalte elemente ajutătoare pentru îmbunătățirea posturii sau pentru îmbunătățirea sănătății sunt de fapt 10%. În niciun caz nu putem să corectăm cu 10% ce face el cu 90%. Și aici era semnal de alarmă pe care vreau să-l trag, pentru că, din fericire, cel mai important tratament este, de fapt, cel mai ieftin tratament, respectiv activitatea noastră zilnică. În momentul în care în activitatea noastră zilnică apare o corecție a obiceiurilor pe care le avem, adică cum stăm în bancă, cum stăm la birou, cum ridicăm obiecte, combinată cu apariția sportului, combinată cu apariția notului, tratamentul este ca și făcut și practic nu mai avem niciun fel de problemă. Ghiozdanul sau poșetele purtate pe un singur umăr sunt foarte periculoase pentru sănătate. O geantă cărată pe un umăr degajă o greutate de 20 de ori mai mare pe umărul opus. Coloana noastră este supusă zilnic la o mulțime de provocări. Cum stăm corect în bancă, în birou, în mașină, dar și cum dormim într-o poziție corectă, aflăm chiar acum. În imaginea de față aveți, de exemplu, postura corectă și incorrectă la birou și asta înseamnă că tot timpul, atunci când un copil stă corect, practic, capul trebuie să fie în aceeași linie cu umărul, practic, tot timpul partea și omoplații și partea omelor trebuie să atingă spătarul, la fel, foarte important, să atingă partea lombară, tot timpul la nivelul cotului trebuie să fie o flexie de 90 de grade, tot timpul la nivelul șoldului trebuie să fie o flexie de 90 de grade. La fel de important, sau poate chiar cel mai important, este că orizontalitatea privirii trebuie să fie undeva la 30-60 de grade în funcție de monitor. În niciun caz copilul nu trebuie să stea cu o privire către superior, pentru că atunci, în momentul de față, și partea vizuală este stricată și partea cervicală este stricată. Iar durerea de cel mai multe ori în cazul de față va fi ori la ceafă, durere de cap sau de maniera aceasta, ori în zona toracală, când foarte mulți dintre copiii acuză dureri, domnul Alin mă doare între omoplați, parcă aș avea un topor acolo. Și sunt foarte mulți copii care vin cu acest tip de dureri pentru că stau cu o forță mai mare de 200 de kilograme, vă puteți imagina, poate peste 7-8 ore pe zi. De cele mai multe ori în poziția asta merg și acasă, iar de cele mai multe ori tot în aceeași poziție se joacă pe tabletă sau pe calculator. Alte elemente foarte importante în activitatea noastră zilnică sunt elementele în care se stă pe scaun și cel mai bine să stăm într-o manieră ca asta, niciodată într-o manieră ca asta, adică drept, 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 niciodată într-o poziție de genul acesta. De ce? Pentru că dacă presiunea aici se face pe ischion, deja presiunea aceea va fi pe sacru, iar sacru este o articulație care se va proiecta către posterior și implicit va degaja dureri la nivel lombar.
La fel de important este că atunci când stăm în picioare sau când stăm la masă sau când ne spălăm pe dinți să stăm într-o poziție dreaptă, niciodată într-o poziție aplecată în față, pentru că atunci când stăm aplecat în față stăm cu 150 de grame pe coloană. Foarte important este ca centrul nostru de greutate, respectiv acolo unde se leagă cureaua, să fie foarte aproape de locul de muncă sau de obiectul pe care ridicăm și de pământ, niciodată într-o manieră ca asta, pentru că forța crește foarte mult în poziția aceasta. Iar foarte importante sunt exercițiile pe care o să le arătăm. Ok, biroul tot timpul drept, niciodată a plecat în față, unghi drept, niciodată unghi ascuțit. Pe lângă asta, ar trebui ca în permanență să avem un suport lombar la spate, ori sub forma unui prosop, ori sub forma unui suport lombar care se găsește în comerț. Ghiozdanul sau geanta trebuie cărată pe ambii umeri, niciodată pe un singur umăr. Nu trebuie să uităm că în cazul copiilor, o geantă cărată pe o singură parte degajă o forță de 20 de ori mai mare pe partea opusă. Poartă un ghiozdan de 3 kg pe dreptul, pe umărul drept, va avea o presiune de 60 de grame pe o parte opusă lombară. La fel de important este ca ghiozdanul să aibă o curea anterioară, exact cum este cureaua de la pantaloni, care să se prindă cât mai aproape de centrul de greutate. Asta înseamnă că tot timpul ghiozdanul, în mod normal și în varianta cât mai bună, este să aibă ambele bretele pe umeri, plus o curea care să se prindă exact ca o curea de la pantaloni. Foarte important este iarăși poziția în mașină, în care trebuie să stăm la 90 de grade, niciodată pe spate, iar pe lângă asta și aici ar trebui să avem un suport lombar la spate. Atunci când avem probleme articulare, când doare spatele, salteaua trebuie să fie tare, iar în cazul copiilor, pentru o postură greșită în timpul zilei, ar fi foarte bine să stea chiar și pe covor, chiar și pe jos, măcar 10 minute când vine acasă, tocmai ca să decoapteze practic spațiile intervertebrale, niciodată nu stăm pe o saltea moale. Este foarte bun somnul pe o parte, este mai puțin bun somnul cu fața în jos sau cu perna sub cap. Tot timpul încercăm să scoatem perna de sub cap și să o punem undeva în zona burții. Ok, la fel de important este ridicarea din pat, ridicare care se face tot timpul pe o parte și cotul și mâna ne va ridica în poziția de plecare. Niciodată nu ne ridicăm direct din pat, pentru că o ridicare directă ne poate duce toate vertebrele către posterior și toate discurile către modva spinării. În cazul copiilor, este foarte importantă trecerea din poziția de culcat în poziția înșezând sau în picioare, pentru că, chiar departe de gândul că ar putea să fie o problemă articulară, ne putem gândi inclusiv la probleme circulatorii, care trecerea dintr-o poziție orizontală într-o poziție verticală se facă cât mai lent pentru orice fel de alte deficiențe. Nu numai coloana trebuie să facă față diverselor provocări. Tenul nostru este agresat în fiecare zi, în fiecare anotimp. Trecerea rapidă de la temperaturi moderate la unele foarte ridicate ne afectează din multe puncte de vedere. Șocul termic este puternic resimțit de pielea noastră. Supraexpusă la o baie de soare și fără a fi pregătită în prealabil, pielea poate să sufere efecte nedorite. Alergia, deshidratarea, ridarea, depigmentările bruște sau arsurile sunt doar câteva dintre consecințele expunerii la soare, fără protecție și fără grijă. Specialiștii avertizează, pe termen lung, consecințele pot să fie foarte periculoase. De aceea ne sfătuiesc să ne pregătim cu grijă pielea pentru sezonul cald. Procesul intens de hidratare trebuie demarat cu 2-3 săptămâni înainte de expunerea la soare. Suplimentarea consumului de apă la 2,5 litri pe zi, cremele cu efect de hidratare și cele de protecție solară sunt obligatorii. Programul de hidratare este cu atât mai eficient dacă anterior tenul a fost expus unei exfolieri blânde. O altă etapă constă în stimularea producției de melanină, un pigment brun care formează o barieră de protecție împotriva efectelor nocive ale razelor UV. Legumele și fructele bogate în beta-caroten și licopen, un puternic antioxidant, nu trebuie să lipsească din dieta zilnică. Morcovii, brocoli, fasolea verde, roșiile, spanacul, caisele, piersicile sunt delicioase și ne și protejează pielea. Colesterolul reprezintă un pericol nevăzut, nedureros, încetinește fluxul sangvin și prezintă riscuri multiple, dintre care atacul de cord. O dietă alimentară echilibrată ne poate proteja de creșterea nivelului de colesterol din sânge. Specialiștii recomandă un consum constant de semințe de in, susan, cânepă, nuci, migdale sau alune. Acestea sunt o sursă veritabilă de fibre, benefice pentru organism. Legumele sunt și ele depozite prețioase de vitamine și minerale, dar și de fibre, care contribuie la reducerea colesterolului. Același rol îl au și grăsimile nesaturate și omega-3, pe care le putem găsi în pește sau fructele de mare.
Totodată, plante precum anghinarea, păpădia sau rozmarinul sunt bine cunoscute pentru rolul și capacitatea lor de a diminua colesterolul. Curele cu infuzie de anghinare durează 20-30 de zile și vă asigură un plus de vitalitate și energie, iar rozmarinul poate fi consumat în cantități generoase, 2-3 câini de infuzie pe zi. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Sănătate și Stil. Nu ratați ediția următoare, vorbim despre ecografie. În ce fel este ea benefică, cât de des trebuie să facem o ecografie, dar avem și o veste nouă pentru dumneavoastră. Noi vă mulțumim! Vă dorim toate cele bune, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și rămâneți frumoși și sănătoși!